Primul incendiu de vegetație a izbucnit în localitatea Oarja din Argeș, la 300 de metri de autostrada București-Pitești. Fumul risca să afecteze circulația. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Suprafața afectată era de circa un hectar, cu posibilitate de propagare la două hale industriale aflate în apropiere. Din fericire, pompierii au localizat rapid focarele și au împiedicat extinderea. În acest timp s-a dat alarma și la Rătești, acolo unde e izbucnit un incendiu de vegetație pe o suprafață de circa 10 hectare. Pompierii au fost solicitați și la Topoloveni și Leordeni. Din primele date ar fi vorba despre vegetație uscată. Cel mai probabil cineva a vrut să curețe rapid terenul și nu a supravegheat focul.